Bună dimineața, dragi prieteni! Este undeva pe la 9:20, eu sunt aici de la 7. Am mai curățat în curte și mi-am dat deoparte pe partea aia. Au venit băieții și m-au ajutat. Mai mult ei au făcut decât eu. Am mai defișat, ați văzut puțin aici, pentru că soția a decis că vrea garajul să-l facă pe partea asta. Să vedem cum trecem cu mașina de copaci. Asta e altă treabă. Voi încerca să păstrez. Probabil acel nu va cădea și îl voi păstra pe acela de acolo. Va rămâne și ăsta de aici. Dar de acolo vor să fie sacrificați acei câțiva, pentru că oricum sunt prea uniți. Am fost ieri la materiale. Am luat de la un depozit de unde am cumpărat toată cheresteaua pentru casă. Am luat și OSB-ul. Știți că mai am câteva și înăuntru. Și sunt hotărât să fac garajul. Garajul va fi 3,50 m pe 6,25 m, deci aproximativ cred că undeva pe la 22 de metri pătrați, dacă matematica mă mai ajută. Totuși stau și mă uit acum, am tăiat deja 40 de grinzi de dimineață, ăștia vor fi cu ce voi face panourile. Ce am folosit? Am, ca să nu stau să măsor fiecare în parte, mi-am tăiat o bucățică din aceea, mi-am făcut-o la mărime și cu aia le-am tăiat pe toate. Acum mă uit aici, mi-am adus arsenalul și mă gândesc serios că ar trebui probabil să merg să văd un doctor, pentru că trebuie să fii puțin plecat cu pluta, să ai 9 bărmașini la tine și țineți cont că mai am și vreo 5 lăsate acasă. Cam așa arată și peretele ăla plin de scule. Mi-am luat și invertorul ăsta cu mine ca să mai încarc telefonul sau să mă încarc un acumulator dacă este cazul. I-am adaptat de curând un acumulator cu gel și mai vine unul, deci o să am undeva la jumătate de kilowatt putere să trag din ele. Da. Sunt foarte hotărât astăzi să dau totul astăzi. Astăzi o să încep puternic și sper că până vineri să fie totul gata. După amiaza astăzi o să merg să dau și comanda la ușa de garaj. Va fi marou, geamul deja l-am, știți, pentru cine mă urmărește mai de mult, știe ce s-a întâmplat cu geamul și cu ușile acelea de sus. Aici am umplut casa de polistiren pentru că vreau să o și plachez cu polistiren ca să-i dau și o mână de material. Ieri am alergat ca nebunul toată ziua prin magazine să cumpăr tot felul de prostii, vedeți, materialele. Am luat și o hotă din asta de la Beko, să desfacem. Am luat-o pe cea mai puternică care am găsit-o. Este din aceea clasică, dar am înțeles că are două motoare și băiatul de la magazin mi-a sugerat că dacă fac ciorbă vreodată să pun, neapărat să pun capacul, căci ca aia suge și tăiței în supă. Și s-ar putea să rămân fără mâncare. Am luat și tabla, este aici, 16 bucăți, este de 3,5. A fost la un preț foarte bun, chiar am rămas uimit. Deci am 16 bucăți, mai am grinzi de 8, șipcă pe care voi pune tabla, grinzile astea de 15-8 și OSB de 10 am luat. Iarăși la un preț destul de rezonabil față de ce este în zona la mine. Dar eu mă bag la treabă, am șuruburi aici, sper să-mi ajungă. Am vreo câteva mii. Dacă le termin și pe astea, practic am ajuns la 25.000 de șuruburi consumate. Dar mă bag la treabă și vedem pe parcurs ce urmează. Thank you.
Da, s-a făcut și ora 5. Vreau să strâng și eu pentru că a rămas fără șuruburi din acele lungi de care bag la grinzi și va trebui să cumpăr mâine dimineață la prima oră sau poate chiar acum când plec de aici, dacă mai găsesc un magazin deschis, pentru că le iau în zonă, sunt mai ieftine decât la Horbach. Da, am băgat o cărță de șuruburi, dezastrul vedeți și voi, evident, știți bine cum lucrez cu cei care mă urmăriți mai de mult. Cu lemnele mă încadrez, cel puțin cu grinzile, cred că mai rămân cu una sau două și pe acelea cred că le voi folosi aici sus. Vedeți, am grinda asta pe care se așează unde se îmbină grinzile, dar aș mai fi dorit să pun undeva una pe acolo, pentru că acolo este distanța mică, doar 2 metri și ceva, nu fac probleme, acea grindă va rezista, dar aici e distanța destul de mare, 4 metri. Și totuși n-am încredere, pentru că panta nu este foarte mare, probabil va sta zăpadă acolo și risca aceea grindă să se rupă și să facă daune mașinuței. Aici va fi ușă maro la... Acolo mi-a lăsat gaura pentru ușa de la care merg chiar acum să o cumpăr. Aici va fi acel geam care mi-a rămas, pentru cine mă urmărește mai de mult, cel care a rămas împreună cu ușile. I-am lăsat gaurica lui aici. Și acolo vă pui o ușă metalică din aceea ieftină, pentru că nu am chef să fac una de termopan, nici timp, nici chef, nici nu e prea multă bătaie de cap. Deci cu asta, cam asta este stadiu. Ce vreau să vă mai arăt este pentru ăștia care sunteți obsedați de curățenie, uitați. Vă place? Na, poate vă zgâriați pe ochii acum. Deci deja au plecat 5 căruțe de aici, credeți-mă. Și cred că mai sunt vreo 3. Da, deci cam ăsta este stadiu. Panta nu este foarte mare, v-am zis, nu mă interesează, dar mă interesează să fie în două ape, să dea cât de cât ok. Va veni doar un singur rând de tablă. V-am mai zis la începutul videoclipului, chioșcu are 6,25. Pe... Mi-a ieșit 3,52. Eu vreau 3,50, dar nu am luat în evidență și OSB-ul. Deci 3,52 cu OSB-ul și cu... Va veni și polistirenul, va ieși 3,62. Pe 6,37, cred. Da, cam pe acolo, pe undeva. Poate mi-aduc aminte să cumpăr și ciupercile. Am impresia că mâine deja voi trece. Probabil voi pune ceva polistiren. Sper că până vine să termin. Deci nu voi mai continua să fac videoclipuri până
nu-l voi termina și atunci veți vedea etapa finală și în ce stadiu am ajuns. Bineînțeles, nu știu dacă o să am timp să-l tencuiesc și nici nu știu dacă vreau să-l tencuiesc, pentru că încă seara este, se lasă destul de frig. Astăzi am venit și ieșise puțin soarele la 7 dimineața, așa se zărea și pe urmă a venit o ceață, fraților, dar nu mai vedeam mâna în fața ochilor. Acum este foarte frumos, numai că eu sunt foarte obosit. Rămân cățelan de să aibă grijă aici de tot. Eu mă retrag, vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, vă doresc o seară plăcută și la revedere!